În numele Domnului Isus vom deschide serviciul divin din dimineața aceasta cu cântarea numărul 344. Să facem o rugăciune. Părintele nostru bun ceresc, din nou venim în fața Ta. Te rugăm, Doamne bun, ca Tu în această zi minunată de sabat să fii cu noi, cu copiii Tăi, în această adunare. Tu deschide, Doamne, inima, mintea și ajută ca noi să fim atenți la cuvântul Tău. Te rugăm ca Tu să reverși Duhul Tău Sfânt peste servul care L-ai rânduit ca să vorbească, iar pe noi să ne faci atenți ca ceea ce vom învăța cu ajutorul Tău să putem să punem în practică de zi cu zi. Îți mulțumim pentru toate, Te slăvim, Te preamărim prin Domnul Iisus în veci. Amin. Amin. Ciad este o țară fără ieșire la mare, aflată în inima Africii. Familia de medici, Olen, supraveghează spitalul adventist de acolo. Copiii lor ne oferă o privire de ansamblu asupra misiunii lor. Zane, 10 ani, îmi place să not într-un râu din apropiere în timpul verii, dar a trebuit să schimbăm râul pentru că hipopotamii au pus stăpânire pe râul nostru. Hipopotamii sunt periculoși, așa că nu putem înota în același loc cu ei. Prietenii mei din Ciad pot face cele mai uimitoare lucruri din materiale refolosibile, cum ar fi mașini și chiar și avioane. Majoritatea oamenilor de aici nu îl cunosc pe Isus, așa că îmi place să le spun oamenilor că Isus îi iubește. Leon, 13 ani. Sunt atât de multe de făcut aici. Mama face multe operații. Tatăl meu are grijă de pacienții bolnavi și face ca spitalul să funcționeze. De asemenea, el face cu noi școala la domiciliu. Ne distrăm aici, dar munca noastră este serioasă și vrem ca toată lumea să-L cunoască pe Isus. Vă mulțumim că ne susțineți în timp ce îi învățăm pe oameni despre Dumnezeu. La urma urmei, aceasta este țelul nostru. Diaconii sunt rugați să treacă printre rânduri.
Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să ajungem împreună în sabatul tot ce sunt în această casă de rugăciune. Te rugăm, Tată Ceresc, să primești aceste daruri pe care noi le-am adus astăzi în recunoștință înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, să le folosești acolo unde știi Tu că este mare nevoie de ele, să binecuvintești și părțile care au rămas acasă și să ne ajut să le folosim spre bucuria noastră, dar în temere de Tine. Fii cu noi în continuare acestui sabat, binecuvintează-ne și dă-ne înțelepciune. Amin. Copii, povestea de astăzi o să fie sau o să înceapă cu un porc. Vouă vă plac porcii? De ce nu? Că nu putem să-i mâncăm. Foarte bine. Povestea de astăzi este vorba, în povestea de astăzi este vorba despre un porc care, din cauza căruia s-a escat o mare ceartă. Există o insulă care e despărțită de granița dintre America și Canada. Știți țările astea? America și Canada? Unii le știu, unii nu le știu. Sunt două țări foarte mari. Și asta era o insulă mică, pe jumătate era America, jumătate era Canada. Și exact la graniță stăteau doi fermieri. Unul care creștea porci și unul care avea pământ, avea legume. Și un porc de la fermierul vecin, canadian, în fiecare zi venea și mânca cartofii vecinului american. Și era un porc mare și nu se mișca deloc de pe câmpul lui de cartofi și ăsta, fermierul încerca să-l alunge, să-l împingă, să-l bată. Nu pleca niciodată. Până într-o zi s-a supărat el și a zis, știi ceva? Când mai vine data viitoare, îl împușc. Și a venit porcul iară să mănânce cartofii, a scos vecinul pușca, a împușcat porcul și când a văzut vecinul lui canadian că i-a împușcat porcul, fai, cum îți permiți să-mi dai de 10 ori banii pe porc? S-a spus, nu ți-i dau de 10 ori, dacă vrei o singură dată ți-l plătesc porcul. Nu, că ăsta era porc mare și mie întrebuia și... S-au certat ei doi. Canadianul, când a văzut așa că i-a omorât vecinul lui porcul american, s-a dus la poliția canadiană și a zis să-l aresteze. Și au venit 10 polițiști canadieni. Vecinul american, când a auzit așa, stai un pic, mă duc la armata americană și le spun că vreți să mă arestați pe nedrept. Și au venit 100 de soldați americani să-l apere. Și uite așa, armata americană și armata canadiană, ăștia trimiteau 1.000, ăștia trimiteau 10.000. La un moment dat a ajuns armata canadiană să împrejoare toată insula și armata americană era gata cu vapoarele să o atace. Până la un moment dat, când generalul american întreabă de ce trebuie să atacăm insula, de ce au preluat-o? Păi tu n-ai auzit că s-au certat vecinii a doi pentru un porc? Mă băieți, de la un porc să începem un război? Hai, ordonați toate armele înapoi. Și opriți prostia asta. S-au înțeles, vecinul s-a înțeles unul cu altul, guvernatorii americani și canadian au vorbit unul cu altul, s-a despăgubit porcul, s-a dat bani înapoi omului și s-a încheiat cearta. Ce vreau să învățăm din chestia asta? Că de cele mai multe ori, o ceartă începe de la o chestie neimportantă, de la o chestie foarte mică. Și dacă am vedea asta la început, n-ar trebui să ne certăm foarte tare cu părinții,
cu frații, cu prietenii noștri, am vedea că e un lucru mic, ne-am înțelege și cearta nu s-ar mai aprinde atât de tare. Deci, data viitoare, când începeți să vă certați cu cineva, să vă gândiți, stai un pic, de ce ne certăm noi de fapt? Dacă e un lucru foarte mic, mai bine vă împăcați. Ce ziceți? Da? Ok, puteți să mergeți la locurile voastre.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de sabat, această zi frumoasă de toamnă târzie, în care încă vedem soarele. N-a început ploaia, încă vedem soarele. Și suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. De asemenea, doresc să vă salut pe toți cu pacea Domnului și să vă spun bine ați venit în casa Domnului. Mulțumesc corului că s-a organizat așa de bine și au cântat o cântare așa de frumoasă, pe care o știm din copilărie. Stimați frați, subiectul din dimineața aceasta nu poate să fie altul decât din Sfânta Scriptură. Câteodată suntem acuzați. Am un prieten care momentan este în Canada. Am vorbit mult cu el din Sfânta Scriptură și a citit o carte acolo în Canada, o carte spiritistă, și tot mă sună și îmi spune anumite lucruri și am spus, nu cred nimic ce spune. Păi ce, cum să crezi că tu citești numai Biblia, altceva nu citești nimic, mai citești și tu altceva. Și zic că Biblia este singura carte care are toate răspunsurile. Și începând de aseară, fratele Robi, de dimineață, fratele Tony, subiectul este din Sfânta Scriptură. Și cum s-a făcut că subiectul este cam același? Fratele Robi, fratele, îi spun bine numele? Robi? Robert, da? Fratele Tony a avut cam același subiect. Și astăzi continuăm să vorbim cam de același subiect. Stimați frați, așa cum am spus, este o relatare din Sfânta Scriptură, care sunt sigur că am citit-o de multe ori. Am ascultat foarte multe predici despre această relatare. Și vom vedea în dimineața aceasta ce ne mai poate să ne mai spună cuvântul Domnului din relatarea aceasta. Relatarea se găsește în Matei, capitolul 19, cu versetele, de la versetele 16 până la 30. Deci Matei, capitolul 19, începând de la versetul 16 până la 30. Aș vrea să citim aceste relatare. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? El i-a răspuns, de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului, prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al mării sale, al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții a lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.
Iată, fraților, am dat citire unui fragment din Sfânta Scriptură, care, așa cum am zis, îl cunoaștem foarte bine. Poate pentru unii dintre noi este plictisitor. Ce ne mai poate să ne mai spună și acest fragment? Dar să avem puțină răbdare, să vedem ce putem învăța din acest fragment. Stimați frați, în acest fragment sunt 5 întrebări. Și dacă ați fost atenți aseară, subiectul a fost de întrebări, nu? Până când, Doamne? Sau o altă întrebare, cu ce putere face aceste lucruri? Și în fragmentul de dimineața aceasta avem 5 întrebări, și anume, 3 sunt puse de acest tânăr bogat, una este o întrebare comună, pusă de ucenici, și a 5-a întrebare este o întrebare pusă de Petru. În dimineața aceasta vom analiza aceste 5 întrebări și să vedem învățăturile care le putem sustrage din aceste 5 întrebări. Aș vrea să mai amintesc un lucru și anume, toate aceste întrebări au legătură cu ucenicia, au legătura cu decizia de a-L urma pe Domnul Hristos și ele se nasc una din cealaltă. Și doresc să mai amintesc un lucru. De-a lungul vieții noastre de creștin, punem aceleași întrebări și, interesant, le punem chiar în aceleași ordine. Și o să vedem lucrul acesta. Înainte de a analiza prima întrebare pusă de acest om extraordinar, care îl întâlnește pe Domnul Hristos, aș vrea să punem împreună informațiile pe care Sfânta Scriptură ni le dă despre acest om. Să analizăm lucrurile despre acest tânăr. În primul rând, se poate spune că era la vârsta cea mai bună. Și asta apare în Matei, capitolul 19, cu versetul 20, prima parte. Era tânăr, pentru că spune tânărul i-a zis. Deci era tânăr. Stimați frați, cu mici excepții, excluzând niște boli sau niște dizabilități, care sunt posibile și la cei tineri, tinerețea vârstă este vârsta cea mai bună, cea mai prielnică. Vârsta când poți avea toate calitățile posibile. Vârsta când este timpul să prosperi, să înveți, să faci ceva în viață. Tinerețea este vârsta când arăți foarte bine, nu? Este tânăr, arată bine. Când ai capacități maxime să faci multe lucruri. Fiecare din noi încercăm să păstrăm aceste elemente ale tinereții cât mai mult posibil. Ne-am dorit să rămânem tineri. Dar chiar dacă în inimă suntem tineri și în suflet ne simțim încă tineri, trupul, adică exteriorul, este trecător. Noi ne place să vorbim despre tinerețe, să amintim adesea evenimente, experiențe din timpul tinereții, nu? Tinerețea este vârsta de aur și copilăria are inocența ei, dar copilăria o trăim în mod, nu prea suntem conștienți de ea. Așteptăm să creștem cât mai repede mari, vrem să fim independenți, să putem să luăm decizii, nu? Dar tinerețea, am putea spune că este copilăria conștientă. Perioada aceea când realizăm că parcă timpul se oprește în loc. Și n-ați observat? Când suntem tineri, timpul nu mai joacă un rol. Avem tot timpul. Când ni se pare că avem toată puterea, evident că nu avem, dar ni se pare că suntem cei mai puternici, nu? Avem cel mai mult potențial. Avem toate deschiderile, toate perspectivele, nu? Și avem exemple de tineri când încep o școală, își dau seama că nu îi reprezintă, o abandonează și încep altă școală. Pentru că au timp, sunt tineri,
merg pe lucrul care, drumul care le plac. Vârsta adultă ne arată că timpul este trecător. Trece foarte repede, că nu mai avem toate posibilitățile și că trebuie să mergem doar pe un culoar în viață și de acela trebuie să ne îngrijim. Tinerețea rămâne vârsta extraordinară, vârsta tuturor posibilităților. Bineînțeles, dacă nu ne batem joc de ea, cu droguri, cu alcool și cu alte lucruri care ne distrug tinerețea. Și atunci să revenim la exemplul nostru. Aș vrea să ne concentrăm, pentru că timpul, suntem obosiți după atâtea programe, să ne concentrăm să vedem ce poate să ne spună cuvântul din această dimineață. Iată pe acest tânăr, dacă nu este de ajuns că era tânăr, adăugați, vă rog, că omul acesta avea și o poziție foarte bună. Deci nu numai o vârstă bună, ci și o poziție bună. În Evanghelia după Luca citim că el era fruntaș al iudeilor. Ca un tânăr să ajungă fruntaș, trebuia să fie capabil, nu? De asemenea, în cartea Hristos, Viața lui Iisus, Ellen White scrie că acest tânăr era un membru al onoratului Consiliu al iudeilor. Este clar că omul acesta era dintre cei mai puțini, printre cei mai din vârful piramidei, deci era un om foarte capabil. Al treilea detaliu, parcă cele dinainte nu erau de ajuns, nu erau suficiente. Nu avem doar o vârstă bună, deci nu avea doar o vârstă bună și o poziție socială bună, avea și o avere mare. Textul scoate în evidență bogăția lui. În versetul 22, ultima parte, spune avea multe avuții. Trebuie să înțelegem că și din acest punct de vedere făcea parte dintre cei puțini care erau în top, am putea spune, în ce privește bogăția. Trebuie amintit că în societatea lui de atunci, la scara lui era printre cei mai bogați. Probabil moștenise o avere măreață care reușea să administreze, să o administreze. Și iată îl putem spune că personajul acesta din Evanghelie pare a fi, din punct de vedere uman, personajul cel mai fericit, cel mai special și cel mai bine cotat. Și acum să începem cu întrebările. Ne întoarcem la cele 5 întrebări. Prima întrebare. Învățătorule, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Are legătură cu ce a spus fratele Toni în dimineață. Matei spune ce bine să fac să moștenesc viața veșnică, Marcu spune ce să fac să moștenesc viața veșnică, Luca ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică. Iată aceleași relatări. Aceasta este prima întrebare a tânărului, dar și prima întrebare a uceniciei. Ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? De aceea tema din dimineața aceasta se poate numi întrebările uceniciei. Această noțiune a vieții veșnice pentru noi este mai simplă de înțeles. Pentru că Domnul Iisus a dat clarificări cu privire la viața veșnică. Una a amintit-o fratele Toni dimineața aceasta, nu? Și aș vrea să amintesc și eu câteva. În Ioan capitolul 3 cu versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan capitolul 3 cu 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică.
Ioan 5 cu 24. Cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Ioan 6 cu 40. Oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică. Ioan capitolul 10 cu versetul 28. Eu le dau viața veșnică. Ioan 17 cu 3. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată câte clarificări despre viața veșnică. Roman 6 cu 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Stimați frați, mulțumim lui Dumnezeu că avem aceste clarificări cu privire la viața veșnică. Tânărul bogat nu avea nicio clarificare cu privire la viața veșnică. Tânărul acesta pune întrebarea: ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru acest tânăr, noțiunea de viața veșnică era ceva nou. Și acum trebuie să știm un lucru și vă rog să fiți foarte atenți. Poate pentru mulți dintre noi, acest lucru este ceva nou. În Vechiul Testament, în 39 de cărți scrise în Vechiul Testament, noțiunea de viața veșnică nu există. Știați lucrul acesta? Secole la rând, în gândirea iudaică, viața veșnică era marea absentă. Marele necunoscut. În toată teologia iudaică, cu începere de la Moise, și mă refer la cele 5 cărți scrise de Moise, care au fost întotdeauna cărțile care se predau în școlile lor, se punea foarte mare bază pe aceste cărți. Se predau, se studiau din ele. Nu avem noțiunea de viață veșnică. Nici chiar în psalmi, în care autorii aveau un limbaj poetic, erau mai exaltați în exprimările lor, nu? Bucuria lor era deosebită. Nu găsim în exprimările lor noțiunea de viață veșnică. Și asta nu e o veste bună. Adică avem cea mai mare parte din Sfânta Scriptură care nu conține noțiunea de viață veșnică. Deci, ei, și mă refer la evrei, au trăit generații la rând, zeci de generații, fără să aibă o perspectivă dincolo de moarte, crezând că la mormânt totul se termină. De aceea, pentru un evreu adevărat, așa cum sugerează chiar și Domnul Hristos, cele mai de temute porți erau porțile locuinței morților. Și avem exemplul lui Iacob. Când a primit vestea că Iosif a murit, n-a primit nicio mângâiere din partea copiilor. Au venit fiii lui, au venit fiicele lui să-l mângâie. El n-a primit nicio mângâiere și declară: plângând mă voi pogorâ la fiul meu în locuința morților. De asemenea, în Iov, capitolul 17, începând de la versetul 11, ca să ne dăm seama ce credeau cei din vechime. Iov, capitolul 17, cu versete de la 11 la 16. Ce mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Și ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a și venit, când locuința morților o aștept ca locuință,
când întunericul îmi va înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde mai este atunci nădejdea mea și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogorâ cu mine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odinim în țărână. Aceasta era concepția unui iudeu despre locuința morților. Mai avem un verset în Psalmi, capitolul 49, cu versetul 14 și 15. Sunt duși ca o turmă în locuința morților. Îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea și locuința morților este locașul. Dar mie, Dumnezeu, îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Aceasta era concepția unui evreu care nu putea să gândească ce se întâmplă dincolo de locuința morților. E ceva, era un lucru absent. Un singur verset din Vechiul Testament amintește despre viața veșnică. Vrea cineva să mă ajute? Exact. Daniel 12:2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, iar ceilalți pentru o cară veșnică. Este singurul verset din Vechiul Testament care amintește despre viața veșnică. Foarte puțin. Numai că este o problemă cu cartea lui Daniel. Este o carte atât de târzie din perspectiva scrierii și a includerii în canonul evresc, atât de târzie încât nici măcar n-a fost inclusă la profeți, ci a fost inclusă la scrieri. Când evreii, sinodul a hotărât, n-a fost inclusă la profeți, ci la scrieri. Și aceasta nu este o veste bună. Mai ales că evreii priveau cu scepticism la cartea lui Daniel. Pentru că acolo se amintește unsul Mesia va fi stârpit la mijlocul săptămânii. Și au zis evreii, nu se poate așa ceva. Mesia să fie stârpit? Nu există așa ceva. Și de aceea, cartea lui Daniel a fost așa, marginalizată. Dar n-a fost băgată în seamă. Evreii, de-a lungul generațiilor, până la timpul despre care discutăm, și anume discuția între tânărul bogat și Domnul Iisus Hristos, valorizau unii dintre ei exclusiv doar Tora, doar primele 5 cărți ale lui Moise. Iar în aceste cărți, așa cum am spus, nu avem doctrina vieții veșnică. Și atunci, evreii credeau așa, că Dumnezeu există, că este Dumnezeul lor, că are grijă de ei, dar toate binecuvântările pe care Dumnezeu le poate da sau vrea să le dea, trebuie cu necesitate să fie date în timpul vieții lor. După moarte, asta nu e simplu să crezi generații după generații, că dacă aici ai închis ochii și n-ai gustat toate binecuvântările lui Dumnezeu, șansele tale sunt nule de a le mai gusta vreodată. Poate spunând aceste lucruri ne vom bucura mai mult că suntem urmași al Domnului nostru Iisus Hristos. Și vom înțelege ce revoluție a făcut Domnul Hristos venind pe acest pământ. Pentru că Fiul omului a venit cu conceptul acesta. Nu aici, ci dincolo. Nu acum, ci atunci. Nu așa și altfel. Acestea erau conceptul cu care a venit Domnul Hristos, cu care a revoluționat lumea. Așa cum spune el, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun.
Stimați frați, lăudăm pe Dumnezeu că avem aceste clarificări despre viața veșnică. Nimeni până la Domnul Hristos, nici chiar Moise, nu putea să explice mai bine despre viața veșnică. Pentru că cuvântul spune, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să explice ce înseamnă viața veșnică. Cine are pe Fiul, are viață, spune cuvântul Domnului. Dar tânărul acesta, care a învățat, de unde are acest concept al vieții veșnice? Este foarte interesant. Căci tatălui, bunicului, cărțile din care a învățat, acest subiect era absent. Probabil a prins ideea de la cei care au vorbit despre ea. Și avem pe Ioan Botezătorul. El a vorbit, pocăiți-vă căci împărăția cerului se apropie, nu? Probabil la binecuvântarea copiilor la care acest tânăr a fost prezent, a stat mai departe, dar totuși a fost acolo. Dar a văzut și a auzit tot. Domnul Hristos a amintit mai mult decât ne este scris în Sfânta Scriptură. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor sau eventual viața veșnică este a unora ca ei. Iar acest tânăr a prins ideea unei vieți veșnice, ceva nou pentru el, și n-a ratat ocazia să aibă o discuție cu învățătorul. Foarte interesant, ceva nou pentru el. N-a zis, nu este scris în Tora, nu mă interesează. Ceva nou și n-a ratat ocazia să aibă o discuție. Bunule învățător, începe el, ce bine să fac să am viața veșnică? Marcu și Luca spune ce să fac să moștenesc viața veșnică. Fiind fruntaș al iudeilor, se cunoștea cu Nicodim, care era mai în vârstă ca el. Nici pentru Nicodim nu erau lucrurile clare. Nu înțelegea multe lucruri. Dar cel puțin în particular, nu la nivel de sinedriu, ci în particular, a avut o discuție cu Domnul Hristos și a avut o declarație. Și știm foarte bine declarația lui. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu în el. O întrebare sinceră, dintr-o inimă sinceră, nu ca cel de aseară pe care l-a amintit Robert. Cu ce putere face aceste semne? Să mă uit, să mă gândesc, cu scepticism și cu necredință. Nu, el spune foarte clar, nimeni nu poate să facă ce faci tu. Ești un învățător venit de la cer. Tânărul bogat, prin această întrebare, ieșită din zona majoritară, care neam de neamul lui n-a pus-o, nici nu s-a gândit vreodată la viața veșnică, el este interesat să o aibă. Un alt detaliu, el zice, ce bine să fac să am viața veșnică. Aici el folosește noțiunea de bine, și anume, nu binele care ni se întâmplă, care ni se face. Pentru că toți dorim să ni se facă bine și să dea Dumnezeu să ni se întâmple cât mai mult bine, nu? Pentru că toți dorim lucrul acesta. Și întrebarea lui este, ce bine să fac? Să știți că unul dintre cele mai ocolite verbe pe lângă care trecem fără să-i dăm prea multă importanță, nu este verbul a asculta, nu este verbul a zice, a gândi, a comenta, ci este verbul a face. Tânărul întreabă, ce bine să fac? Cu alte cuvinte, el înțelege că și pentru viața veșnică trebuie să faci ceva, trebuie să te pui în mișcare, să acționezi cumva. Dar Hristos îi răspunde, de ce mă întrebi
ce bine. Binele este unul singur. Și dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, binele este scris cu B mare. Binele suprem nu este binele care ni se face, deși toți trebuie să facem așa ceva. Domnul Iisus spune că binele este unul singur și sugerează că binele nu este un fapt, nu este un lucru, ci este o persoană. Și binele cu B mare, așa cum este scris în Sfânta Scriptură, este Dumnezeu. Fiindcă lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu, binele este unul singur, iar răspunsul Domnului Hristos continuă. Dacă vrei să intri în viața veșnică, păzește poruncile. Stimați frați, poruncile lui Dumnezeu reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Și El dorește să ne transmită prin poruncele sale. Dragostea pentru Dumnezeu, Creatorul, și dragostea pentru aproapele nostru. Noi suntem făcuți toți, creați toți de același Dumnezeu și Dumnezeu vrea această interacțiune. Domnul Iisus îi zice acestui tânăr, răspunzându-i la prima întrebare, omule, viața veșnică este legată de porunci. Iar Dumnezeu s-a făcut cunoscut omului prin poruncile lui. Și anume, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A, faci parte din altă generație, ascultă că eu sunt Domnul Dumnezeul tău care a scos părinții tăi din țara robiei. Poruncele descriu natura lui Dumnezeu. A doua întrebare pe care acest tânăr o pune. Când Domnul Iisus îi spune, păzește poruncile, el întreabă, care porunci? Da, de aici încolo ne putem împărți în două tabere. Unii credem, tânărul acesta este sincer sau vrea să ispitească pe Domnul Iisus cum mai a făcut-o și alții. Știți că este o relatare în Sfânta Scriptură care spune un învățător al legii ca să ispitească pe Domnul, îi pune întrebare, care este cea mai mare poruncă, nu? Și acum ne pune întrebare. Un om al legii, un fruntaș al lui Dumnezeu, întreabă, care porunci? Păi cum adică, tu învățător întrebi care porunci? Și vom vedea, omul acesta este sincer sau este arogant? Tânărul bogat era sincer. Ca să răspundem la această întrebare și ca să înțelegem mai bine realitatea secolului I, deci primul secol înainte de venirea Domnului Hristos, trebuie să amintesc un lucru. Și anume, de-a lungul ultimilor generații, și mă refer la generațiile înainte de Domnul Hristos, învățații evrei au început să numere toate poruncile din Vechiul Testament. Și cum le-au numărat ei? Că atunci când au tras linie, le-au ieșit 613 porunci. Porunci sau reguli, mai bine zis, nu? Cu toate că aceleași reguli se aminteau și în alte porunci, ei le-au trecut la număr. În adins să nu fie puține, ci să fie cât mai multe. Nu degeaba Iisus îi acuză pe farisei și saduchei că pun reguli peste oameni pe care ei nu le ating nici măcar cu un deget. Nu le respectau ei. Dar regulile să fie reguli. Le puneau peste farisei. În secolul I existau două școli de teologie iudaice, unde se învățau toate aceste 613 porunci. Și tânărul bogat, chiar sincer, onest,
întreabă, care dintre cele 613? Și Domnul începe să enumere. Marcul, capitolul 19, cu versetul 18 la 19, nu? Iisus i-a zis, simplu, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Complicat? Tânăr nici nu s-a gândit la așa ceva, că este atât de simplu. Și el răspunde, Dumnezeu îi citește, Domnul Iisus îi citește poruncile care se referă la relația cu aproapele. Vedeți, noi de multe ori punem preț pe relația noastră cu Dumnezeu, nu? Relația pe verticală și spunem, important este relația mea cu Dumnezeu. Dumnezeu știe, foarte clar, Dumnezeu știe. Dumnezeu să judece între mine și tine, zicem noi, nu? Ca să ne îndreptățim puțin. Sau, eventual, să ne justificăm. Dar un lucru este sigur. Relația pe verticală, orice am zice noi, se probează întotdeauna cu relația, în relația pe orizontală. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. O verticală care nu se probează pe orizontală, nu există. Cuvântul spune, cum poți zice că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi? Nu? Când pe aproapele tău pe care îl vezi, îl urăști. Și știm foarte clar cum îi numește Scriptura pe această categorie de oameni. Testul iubirii mele nu-l dau în raport cu Dumnezeu, pe care nu-l văd, ci în raport cu fratele meu, cu aproapele meu, cu soția mea, cu copiii mei, cu rudele mele. Și nu-i simplu să ai o relație bună cu cei apropiați. Știm foarte bine lucrul acesta. Testul iubirii mele nu-l dau cu Dumnezeu, ci cu ei. Și încă un lucru. Dacă Dumnezeu îmi măsoară în vreun fel iubirea, mă măsoară în raport cu ei. Și mai este un lucru. Iubirea aceasta, testul iubirii nu-l dau în raport cu cei care mă cunosc. Pentru că aici pot să joc foarte mult teatru, nu? Nu, scuzați. Nu-l dau în raport cu cei care nu mă cunosc. Pentru că aici pot să joc puțin teatru. Sunt alt om. Testul iubirii îl dau în legătură, în raport cu cei care mă cunosc foarte bine, nu? Și mă refer la familia mea, rudele mele, vecinii mei, colegii de muncă. Și tânărul bogat răspunde, foarte simplu, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. El era tânăr și despre ce tinerețe vorbește el aici, nu? Că spune că aceste porunci le-am păzit din timpul tinereții mele. El era tânăr. Despre ce tinerețe mai vorbește el aici, nu? La vârsta de 12 ani, un copil era învățat poruncile lui Dumnezeu, aceste porunci. Și el le ținea. Pentru că dacă n-ar fi fost așa, Domnul Hristos l-ar fi contrazis și ar fi spus, ai mințit, nu e adevărat. Dar Domnul Hristos, care le cunoaște pe toate, nu l-a contrazis. Și el continuă, înseamnă că el stătea bine cu orizontala, erau lucruri în ordine în raport cu seminii săi. Probabil, nu? A treia întrebare. Tânărul acesta nu se lasă. Ce mai lipsește? Tânărul, într-adevăr, nu se lasă. Dacă poruncile le-a păzit
Ce mai lipsește? El dorea o confirmare că stă bine, că este de ajuns cât face, cu toate că el simțea că ceva îi lipsește. Dar aștepta confirmarea că e suficient cât face. Și Domnul îi spune, versetul 21, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează. Înainte de a ne ocupa de răspunsul Domnului Hristos la această întrebare pusă de acest tânăr, doresc să spun că întrebarea ce mai lipsește înseamnă mai mult decât moralitate. Moralitatea se probează în raport cu semenii. Aici avem mai mult decât moralitate. Moralitatea este bună pentru că ea reflectă poruncile lui Dumnezeu. Moralismul este o ideologie, o aroganță, este un fariseism. Adică, moral fiind, împlinind decalogul, așezat mult mai bine din perspectivă morală deasupra majorității oamenilor, comparându-mă cu ei și găsindu-mă mai bun, mai moral, să ajung să cred că mă pot mântui prin propria mea moralitate. Putem ajungem să spunem, poate nu spunem, dar de multe ori gândim așa, eu nu sunt ca ceilalți. Doamne, îți mulțumesc, spune fariseul, că nu sunt ca ceilalți. Așa se ruga fariseul, nu? Noi care venim la biserică, nu suntem ca cei care nu vin. Cred că marea dramă a pierderii mântuirii nu este neapărat imoralitatea, căderea, dependența, că de acolo o mișcare bună, o influență a Duhului Sfânt, o cercetare ne poate ridica de acolo, așa cum spune și psalmistul, cercetează-mă, Doamne, și vezi pe ce cărare sunt, ridică-mă. Domnul îi răspunde acestui tânăr și îl citesc pe Marcul 10:21. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos îi dă a 11-a poruncă acestui tânăr. Este numai pentru el. Și atenție! În porunca aceasta, accentul cade pe ultima parte. Deci nu cade pe du-te, nu pe vinde, dă la săraci, ci accentul cade vino și urmează. Ăsta e accentul. Cu alte cuvinte, tot ceea ce îți cer este necesar, vinde, eliberează-te, scapă de ceea ce te ține legat, dar nu te opri aici. Nu-i suficient, ci vino și urmează-mă, este chemarea. Deci, atenție, construcția acestui afirmații este cu accentul pe final. Vino și urmează-mă. Restul sunt niște condiții. Porunca în sine este urmează-mă. Poate acum înțelegem mai bine afirmația lui Pavel, care spune în felul următor, pot să-mi împart toată averea la săraci, dar dacă n-am dragoste, nu folosește la nimic, spune Pavel, nu? Urmează-mă, fiule, urmează-mă, tânărule, asta trebuie să faci, spune Domnul Hristos. Domnul nu este interesat să mai fie un sărac în plus în Palestina, nu? Gândiți-vă că 99% din locuitorii Palestinei de atunci erau săraci. Și Dumnezeu nu este, Domnul Hristos nu este interesat să mai fie încă unul. Pentru că dacă își vindea toți și îl dădea săraci, el însuși era
sărac. Nici azi nu vrea încă un sărac, pentru că sărăcia nu este o virtute. Sărăcia este o viață chinuită, plină de lipsuri și necazuri. Nici bogăția nu este un păcat, decât iubirea de bani este păcat. Mânturia nu este prin sărăcie, deci atenție, mântuirea este prin Hristos și poți să fii sărac și dependent departe de Dumnezeu sau poți să fii bogat și detașat de toate bogățiile și cu inima aproape de Dumnezeu. Când Domnul zice, du-te de vinde tot ce ai, Domnul dorește ca omul acesta să se dezlege de ceea ce îl ținea. Și într-adevăr, pe tânărul acesta îl ținea legat, spune cuvântul, un singur lucru. Cuvântul spune în cazul lui, avea o mare avuție. De aceea întrebarea aceasta este o întrebare particulară, una personală. Iar răspunsul Domnului Hristos este un răspuns care îi se potrivește numai lui. Noi uneori obișnuim să luăm Sfânta Scriptură, nu? Și să aplicăm cuvintele Domnului, să le spunem în dreptul celorlalți. Domnul zice, du-te, vinde tot ce ai. Niciodată eu nu am dreptul să spun cuiva așa ceva. Pentru că Dumnezeu, Domnul Hristos, știe cum să o facă, știe când să o facă și știe foarte bine ceea ce spune. După câțiva ani care i-am trăit aici în Austria, am fost în România, în comunitatea în care m-am născut. Și pastorul ținea același subiect despre tânărul bogat. Și când a citit aceste cuvinte, du-te și vinde tot ce ai și dă la săraci, o soră care era pe rând cu mine se apleacă spre mine și îmi spune, ai auzit, Cornele? Niciodată n-am dreptul să fac lucrul acesta. Știți că aveam un frate în biserică care făcea abuz de niște expresii din Sfânta Scriptură, nu? Și acelea care le-a spus Dumnezeului Ezechiel, te-am pus străjer. Și el spunea, eu sunt răspunzător pentru păcatele voastre dacă nu vă spun ceea ce trebuie să faceți, nu? Facem câteodată abuz. Luăm declarații din Sfânta Scriptură și le adresăm în dreptul celorlalți. Domnul Hristos are o poruncă sau un îndemn care este făcut în așa fel că îi se potrivește celui în cauză. În cazul nostru, acestui tânăr. Iar numai Dumnezeu poate să facă acest lucru. Noi, oamenii, putem greși. Nu știu care este porunca care ne lipsește, pentru că este probabil să avem și noi nevoie de ceva. Este posibil ca Domnul și în dreptul nostru să spună, îți lipsește ceva. Pentru binele nostru, să rugăm să ne spună ceea ce ne lipsește. Poate noi nu ne dăm seama, dar El ne cunoaște mai bine. Și El poate să ne spună exact ceea ce ne lipsește. În cazul tânărului bogat, Domnul nu vrea un sărac în plus, El vrea un ucenic în plus. Cuvântul spune mai departe, Matei 19,22, tânărul acesta a plecat foarte întristat. De ce? Pentru că avea multe avuții. Aici este un paradox. Este singurul personaj din Sfânta Scriptură care este supărat? Care? Nu? Nu vi se pare? Să fii supărat că n-ai. Atunci să fii supărat, nu? Nu invidios, ci supărat că n-ai. Dar să fii supărat că ai, asta cum e? Să te superi că ai, din contră, bucură-te, frate, că ai. Nu fi supărat. Și acum pun o întrebare. Oare pe cine era supărat acest tânăr?
nu era supărat pe Iisus, nu era supărat pe lume, nu era supărat pe viață, unii zic, sunt supărat pe viață. Nu era supărat pe apostoli, era supărat pe el, pentru că știa că asta îi lipsește. Asta era lucrul care îi ținea legat. Îl împiedica să se bucure de prezența Domnului, așa cum s-au bucurat și copiii pe care îi văzuse mai dinainte. Foarte rar ne supărăm pe noi. În schimb, foarte des ne supărăm pe alții. Să învățăm de la acest tânăr că dacă totuși ne supărăm, să ne supărăm pe noi. Și atunci când simțim că nu putem împlini ceea ce Dumnezeu ne cere, să cădem la picioarele lui Dumnezeu, la picioarele Mântuitorului nostru care ne-a salvat și ne-a mântuit și să rugăm să ne ajute să scăpăm de tot ceea ce ne împiedică să-L urmăm. A patra întrebare. Haideți să citim de la versetul 23. Matei 19 cu versetul 23, începând de la versetul 23. Iisus a zis ucenicilor, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și aici nu zăbovim, pentru că orice ar fi, unii spun că e funie, unii spun că e cămilă, orice ar fi, nu trece printr-un urechile acului, asta e clar. Nu zăbovim aici. Dar mergem la a patra întrebare, care este o întrebare comună. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis. Dacă acest tânăr care pune întrebări la care noi nici nu ne-am gândit, dacă acest tânăr care știe ce noi nu știm, dacă acesta care face ce noi nu întotdeauna am făcut, dacă acesta care le era din toate punctele de vedere superior nu poate fi mântuit, vine întrebarea, atunci, cine poate fi mântuit? Starea lor era o deznădejdie totală, mai ales că ei au fost martori la toate discuția avută de învățătorul cu acest tânăr, erau martori oculari. Și răspunsul Domnului Hristos, un răspuns foarte frumos, atât de plin și plin, versetul 26. La oameni lucrul acesta al mântuirii este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Stimați frați, mai sunt două idei, vă rog să aveți puțină răbdare. Această afirmație a Mântuitorului spune cel puțin două lucruri. Și anume, că un om nu poate mântui un alt om, oricât s-ar chinui, oricât și-ar dori lucrul acesta. Și al doilea adevăr, omul nu se poate mântui pe sine însuși. Mântuirea mea depinde de Dumnezeu. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Un lucru pe care omul îl înțelege foarte, foarte greu. Ce vrea să spună textul? Că dacă vrem să fim mântuiți, bogat sau sărac, învățat sau mai puțin învățat, iudeu sau grec, lucrul acesta este cu putință numai la Dumnezeu. A cincea întrebare și ultima. Petru, care a asistat la întreaga scenă, până acum a tăcut, n-a zis nimic. Cel care avea întotdeauna inițiativa, a tăcut. Și vine cu o întrebare, versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Auziți întrebarea lui Petru, întrebarea de om matur. Ce răsplată vom avea? Aș vrea să vă întreb, la ce răsplată se referea Petru? La răsplata din ceruri?
sub nicio formă. El se referea la răsplata de pe pământ. Pentru că și Petru era evreu și nici la el nu era clar cum este cu viața veșnică. Nici la ucenici nu era clar cum este cu viața veșnică. Ei se certau cum? Cine să fie mai mare unde? În împărăția cerurilor? Nu, în împărăția aceasta. Răspunsul Domnului Hristos, versetul 28 cu 29 și 29 din capitolul 19. Cu alte cuvinte, cine a lăsat oameni și lucruri vor primi înapoi cum? Însutit. Și noi credem că aceasta are legătură cu pământul, nu? Că se numără. Însutit. Se numără, nu? Și acum vă rog frumos să ne concentrăm puțin. Cine a lăsat pentru mine lucruri și oameni vor primi pe pământ însutit și ca și bonus vor primi viața, vor moșteni viața veșnică. Și acum vă rog să ne concentrăm puțin. Ultima idee. Îmi pare rău, s-a început foarte târziu. Toate programele au libertatea să-și ia timp cât vor. Eu sunt constrâns, n-am ce face. Dar este ultima idee, vă promit. Haideți să ne concentrăm puțin. Care a fost prima întrebare? Ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Care este ultimul răspuns pe care îl dă Domnul? Vor moșteni viața veșnică. Cei ce au lăsat și m-au urmat vor moșteni viața veșnică. Cei care au lăsat totul și m-au urmat vor moșteni viața veșnică. Tristețea cea mai mare, știți care este? Cel care a pus întrebarea nu mai era prezent. Pe când Domnul Iisus dă răspunsul, cel care a pus întrebarea și avea nevoie de întrebarea aceasta, nu mai era prezent. De aceea se potrivesc foarte bine textual ultima afirmație a Domnului Iisus care se referă în versetul 30. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Petru apucă viața veșnică, deși el n-a știut să pună întrebarea. Dar el vine și rămâne. Atâta merita el că era prezent acolo. Era lângă Domnul și acolo pune ultima întrebare, care nu are legătură cu viața veșnică. Și aude răspunsul viața veșnică, despre viața veșnică. În încheiere, să nu ne simțim deloc jenați că ne dorim răsplată și aici și dincolo. Toți ne dorim și nu concepem să fie ceva fără răsplată, nu? Chiar Domnul Iisus spune, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu ne va da în dar viața veșnică. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele sale. Ne dorim să fim cu Domnul Hristos, care ne-a salvat prin jertfa scumpă de la Golgota. O veșnicie dorim lucrul acesta. De aceea, să rămânem lângă El, pentru că lângă El suntem în siguranță. Și dacă sunt situații în viața noastră care ne împiedică să rămânem lângă El, sunt situații de boală, de neînțelegere, de necazuri. Să răspundem ca și ucenicii care au rămas lângă Domnul Iisus, să răspundem ca și ei. Când Domnul i-a întrebat, voi nu vă duceți? Răspunsul nostru să fie al lor. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Tu ai viața veșnică. Domnul să ne ajute să rămânem pentru totdeauna lângă El. Amin.
Domnului Iisus, dorim să închidem această oră de servici cu cântarea numărul 251. Părintele nostru din ceruri, iată-ne din nou înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău din această dimineață. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți Tu să rămânem lângă Tine, așa cum au făcut-o ucenicii, și Te rugăm, Doamne, să ne dai și putere să împlinim ceea ce Tu ne ceri. Dacă este ceva care să ne împiedice, ajută-ne să putem renunța la acel ceva și să putem fi biruitori prin puterea Ta. În mâinile Tale ne încredințăm viețile noastre și planurile noastre, copiii noștri, părinții noștri și tot ceea ce ne-ai dat. De aceea vrem să ne închinăm Ție, să Te lăudăm, să Te mărim și Te slăvim în numele Lui Iisus, acum și în veci de veci. Amin. Amin.